Hei, salut, prieteni! Nu știu exact când o să pun video ăsta. Încep să lucrez la un video foarte interesant pentru Crăciun. Știți că anul trecut am transformat Range-ul în Sania lui Moș Crăciun. Dacă nu știți sau nu ați văzut video-ul, o să vă las link în descriere, este foarte mișto. O să vă las link și la video propriu-zis și la behind the scenes. Ăsta se vrea fi un behind the scenes, dar mă gândesc că poate pun mai multe video și le pun înainte de a face video-ul ăla ca să vedeți exact progresul pe care îl fac până la video-ul ăla. Primul pas l-am făcut și o să-l vedeți imediat când ajung jos la mașină. Hai să vă arăt care este primul pas și ce mi-am cumpărat. Ăsta este primul pas. Un ATV. Un ATV mic. Este un ATV vraiște, dar așa l-am vrut eu că vreau să-l modific oricum. Vreau să fac ceva din el, aveam nevoie doar de bază. Dar asta o să vedeți în vlogurile ce urmează, ce facem cu el. Acum mă duc până la coastă să-l las acolo pentru că acolo îl voi modifica, să-i dau forma finală. Mai trebuie fir, o bucățică de fir, nu pot să zic minusul bateria până acolo. Moartă bateria. Punește la buton, da. Care era? Asta e plusul care nu știu. I-am mai trebuit și de zi. Bune. E cu solon sau fără? Că n-am apucat să mă urc. Nu mai gândesc. Cred că merge și cu solon. Și am ajuns acasă, astăzi nu am făcut nimic la ATV, dar mâine spre după masă o să mă duc iarăși acolo să începem treaba la el. Nu vă spun încă ce facem cu el, o să vedeți pe parcursul acestor videouri. Ne vedem dimineața! Bună dimineața! Am primit acum în dimineața asta pe WhatsApp niște videouri de la cei de la coastă. S-au apucat să încerce să pornească ATV-ul și asta a ieșit. Și am ajuns la coastă și acum ne apucăm să dezmembrăm ATV-ul ăla, să scoatem motorul și să începem să-i modificăm șasiul. Nu vă spun încă ce fac din ATV-ul ăla, o să fie foarte interesant, o să vedeți.
cam atât cu video ăsta. A fost format din două zile, dar cred că este de ajuns. Ați văzut ATV-ul în ce hal a ajuns. Mai este de el doar o jumătate de cadru, pe care n-am apucat să-l tăiem pe tot, dar o să ne reîntoarcem la proiect luni, pentru că acest proiect trebuie să fie gata până de Crăciun pentru video-ul meu special de Crăciun, care este la a doua generație, să zicem. Anul trecut am început tradiția cu video-ul special de Crăciun, iar anul ăsta eu zic că o duc și mai departe față de ce am făcut anul trecut. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, pentru că mai pun acolo teasere și chestii pe care nu le pun pe vlog. Și lăsați-mi în comentarii răspunsul la întrebarea ce credeți voi că fac din acela TV. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să abonați dacă nu ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă place ceea ce fac, să dați cer să vă faceți pe tinii voștri și ne vedem mâine. Pa!